pagina 5. Îl bagă, de exemplu, în sobă. Da? Sunt niște povești din județul Iași cu bombele din primul și al doilea război mondial pe care românii le găsesc aproape zilnic pe acolo, de neegalat în Libertatea de Mâine. L-am mai bine dispus un pic și pe Dan Bâra cu aceste povești, pentru că trebuia să le citesc cuiva dacă le ratasem în direct. Că așa e la noi, dacă emisiunea era înregistrată, acum băgam și faza asta cu bombele. Sigur, și lumea zicea ce deștept sunt. Ați văzut ce emisiune bine pregătită este? Păi nu, că așa e, când ești în direct ești prost. Când ești înregistrat, atunci îți vin toate ideile din lume. Asta mai ales când ți le spun alții. Diferența între presa scrisă și presa... Nu, sau dintre televiziune și televiziune. Sau și în televiziune e la modă să te plimbi seara prin parc când tu ai emisiune la televizor. Da, de exemplu. E la modă și asta. Bun, Dane, să ne întoarcem. S-a întors Elena Ostapenko. Oleu, s-a întors pe gazon de data aceasta. Se pare că pe multe va popi. A început cu Carmen... Carmen. Astea sunt politică. Cu Carla Suarez Navarro, pe care a bătut-o, deși Sluta-i luase un set la zero Elenei Ostapenko, această Lapona Enigel câștigătoare la Roland Garros. Da, și tot mâine Radu debutează fostul mare jucător al Milanului, Paolo Maldini, la un turneu de tenis, la dublu, va face dublu cu antrenorul său, are 49 de ani, chiar mâine, în ziua primului meci îi va împlini. Și... Interesant, da, nu știam. Știu că Fabien Barthez este de mulți ani pilot de raliuri, deci nu înseamnă că dacă ai fost mare fotbalist și Barthez a câștigat Liga Campionilor ca și Paolo Maldini. Deci poți să ajungi după aia să te faci de râs. Iată, Barthez era un mediocru copilot de raliuri. Probabil că asta va fi și Paolo Maldini, dar un echipier de ăsta oarecare la dublu. El a ajuns la turneul acesta Challenger de la Milano după ce a câștigat un alt turneu de calificare care avea drept premiu accederea pe tabloul principal de la Milano. Evident, nu e favorit acolo. Da, el joacă la dublu. Exact, la dublu. Joacă cu antrenorul său. Și au o cotă de 10 la victorie. Mai bine juca cu Tasu, dacă l-a numurea, l-am fi luat pe Tasu. În fine, vreau să spun că ce a omis Dan să vă aducă la cunoștință, era acest premiu, dar mai era și o mașină de spălat. Pentru mașina de spălat s-a făcut jucător de tenis, așadar Paolo Maldini. Bun, pe mâine, Dane, dacă ne-or permite bârfele penelisto-pedeliste, atunci sigur că ne întoarcem și noi. Dacă nu, nu. Pe mâine, așadar. Cele bune, Radu. Bună seara, prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Un Pont pe Zi. Sunt Dan Bâra, alături de mine este Sabin Pârvan prin telefon. Salut, Sabin! Salut, Dan, salut, Pagăș! Iată că, în sfârșit, ne frecăm mâinile. Pentru noi, vara e pe sfârșit, să spunem așa, deși el abia la început, pentru că de mâine încep meciurile din preliminariile Ligii Campionilor, apoi joi urmează preliminariile Europa League și tot așa o să ținem până în primăvara anului viitor și... Apoi, evident, peste un an avem campionatul mondial de fotbal, un adevărat regal pentru noi, așadar peste un an, pe vremea asta, vom sta în fața televizoarelor și ne vom uita la alții, așa cum ne-am obișnuit deja. Noi începem însă emisiunea cu partidele de la campionatul european sub 21 de ani, acolo unde avem două partide extrem de interesante. Spania-Italia este meciul zilei Unibet, cap de afiș în aceste semifinale, pentru că această partidă pune față în față două formații extrem de interesante, două formații la care e într-adevăr o plăcere să te uiți. Favorită este Spania, cu o cotă de 1.68 la victorie, vedem cota Italiei 5.20 și rezultatul de egalitate are o cotă de 3.75. Asta înseamnă că, spre exemplu, dacă am paria pe o victorie a italienilor, 100 de lei, am putea câștiga, în cazul în care Italia câștigă partida, 520 de lei. Așadar, un profit de 420 de lei, ceea ce ar fi absolut minunat. Însă,
așa cum ne indică cotele, Spania este mare favorită. Spania până acum a câștigat toate cele trei partide pe care le-a jucat la campionatul european în faza grupelor, impunându-se în fața Macedoniei cu un categoric 5-0, apoi a câștigat și cu Portugalia, probabil cel mai greu adversar pe care l-a întâlnit până acum, cu scorul de 3-1, pardon, și o ultimă victorie în grupe contra Serbiei 1-0. Da, în meciul cu Serbia, spaniolii și-au odihnit primul 11. Foarte mulți jucători cu care au stat pe bancă la acest Euro sau în campania de calificare la Euro au evoluat în acel meci și s-au impus 1-0. Oricum, Serbia nu a spus prea multe la acest. Nu s-a prezentat deloc bine la acest Euro. Au avut și un jucător eliminat. A fost bună această programare a partidelor pentru Spania, bineînțeles ajutată și de rezultatele din primele două partide, pentru că, uite, acum a reușit să se odihnească garnitura standard, dar asta în condițiile în care Italia, de exemplu, a jucat aproape cu același 11 în toate cele trei meci. Și a jucat și o zi mai târziu Italia. Da, și bine, acum sunt multe suspiciuni legate de partida italienilor cu germanii. Eu n-am nicio îndoială pentru că m-am uitat la meci și am văzut clar cum au decurs lucrurile. Da. Spania a deschis scorul probabil pe cinstite, însă Germania s-a mulțumit cu această situație pentru că a evitat Spania în semifinale. Dacă ar fi câștigat grupa, acum Germania ar fi fost ea în locul Italiei și ar fi jucat cu Spania. Un lucru pe care nemții n-au vrut să-l facă și au lăsat Italia să câștige, urmând să aibă meciul mai ușor, să spunem așa, și anume cel cu Anglia. Teoretic e o întâlnire mai la îndemână pentru nemți. Trebuie să spunem și celelalte cote pentru această partidă și apoi revenim. Peste un gol asiatic în prima repriză, 1.85. Dacă se va marca exact un gol, avem miza returnată. Penalti în meci, o cotă de foarte bună, 4, evident, și pariul e mai dificil. Sau Asensio să înscrie și Spania să câștige. Asensio are deja 3 goluri la acest turneu, o cotă de 4-10. Revenind o secundă la partida italienilor, prim-ministrul Slovacia a fost principala perdantă acelui eșec al Germaniei. Așa este. Era formația care în mod normal trebuia să treacă în semifinale. Prim-ministrul Slovacia a trimis luni o scrisoare către UEFA în care se plânge că meciul dintre Italia și Germania de la Euro a fost blat, deci chiar pe bune o spune. Uite, am și un mic pasaj din scrisoarea lui. Sunt convins că toate aceste incidente vor fi investigate de UEFA și pe viitor vom avea reguli care să dea prioritate efortului sportiv în detrimentul comportamentului nedrept. Nu dai seama, slovacii sunt foarte, foarte supărate, vreme ce chiar primul ministru a ajuns să trimită o astfel de scrisoare. Dar voturile noastre pentru Spania, Italia sunt... Știi câte scrisori de-astea au cei de la UEFA, Sabine? Au un teanc acolo, au un raft special, o bibliotecă specială, numai cu scrisori de-astea. Au, cred că vreo 20-30 de oameni trebuie să retrieze. Da, nu, și biblioteca asta, în caz că te întreb, e pusă aproape de ușa de la toaletă. În cazul în care, eu știu, rămân fără ce au nevoie pe acolo, se duc și mai iau câte o... Da. Așa, uite, avem și ponturile pe ecran acum. Spania câștigă minimum o repriză, 1.37, și Spania să marcheze cel puțin două goluri, o cotă de 1.78. Da, ne gândim că italienii au avut probleme defensive, ce a fost și mai deranjant din nou la partida cu Germania, că Germania nu a avut un 104 spațiul porții. Aceasta, deși și se poate presupune că defensiva Italia a excelat, dar să nu uităm cum s-au prezentat Azzurini în partida cu Cehia, care după acel joc, Cehia că după 4-2 în fața Danemarcei. Prima șansă meciul are Spania și învins-o pe Italia în luna martie într-un amical. Și ne gândim și la această variantă, cel puțin două goluri marcate de Spania. Ce mi se pare foarte interesant, Sabin, dăm voie să-ți mai spun câteva idei și câteva cote pentru această partidă. Ce mi se pare foarte interesant este felul în care au evoluat cotele pentru goluri marcate. Și îți dau câteva exemple. La ambele marchează, cota pentru acest pariu a crescut de la 1.68 la 1.85. Creștere mare, semnificativă. Iar cota la peste 2.5, tot așa, de la 1.68 la 1.96 în momentul de față, cel puțin acum câteva minute. E bine,
sunt creșteri mari, aceste creșteri ne-ar arăta că e probabil să nu se marcheze mult. Eu acum mă uit la cei doi antrenori. Vorba de acest Celades, Albert Celades, antrenorul Spaniei, și Luigi Di Biagio, antrenorul Italiei. Ei, practic, sunt antrenorii la echipa greșită. Invers ar trebui să fie. Di Biagio e un antrenor foarte curajos, foarte interesant, care îi dă Italiei poate cea mai bună pregătire tactică la acest turneu, iar Celades e un antrenor defensiv, un antrenor vicos. Eu cred că Italia va primi gol, și acum a primit trei goluri de la Cehia și a arătat carențe în zona asta și în același timp foarte posibil va marca și Italia. Cred că ambele marchează, e un pont interesant, cu atât mai bine că a crescut cota 1.85, eu îmi susțin pontul. În privința lui peste 2.5 mi-e greu să mă pronunț. Spania e principala favorită la câștigarea turneului în momentul de față, 2.25 cota, urmată de Germania 4.33, Anglia și Italia cotată la fel 6. Așadar, astea sunt favoritele la câștigarea turneului, Spania și Germania în momentul de față. Hai să vorbim, să mergem mai departe și să vorbim și despre cealaltă întâlnire, cea dintre Anglia și Germania. Așadar, tot la campionatul european sub 21 de ani suntem și discutăm despre întâlnirea pe care Germania și-a dorit-o, cea cu Anglia. Da, prima șansă în meci este cotată Germania, cota 2.30, succesa la Anglia are o cotă de exact 3, iar pentru o remiză primim cota 3.40. Asta ce înseamnă, să bine, dacă am pune câte 100 de lei pe fiecare variantă, am ieșit în pierdere. Am ieșit în pierdere, da. În sfârșit, partida e prezentată echilibrată, dar sunt o serie de aspecte care, cred eu, avantajează ceva mai cer pe Germania, dar uite, mai avem câteva conte, mi-a rămas gândul la conte. Germania sub 21 să marcheze în ambele reprize, o cotă de 3.75, Anglia cu handicap asiatic plus 0.25, o cotă de 1.83, dacă meciul va fi egal sau pariul este câștigător, însă doar pe jumate. Și sub un gol asiatic în prima repriză, dacă se va marca exact un gol, miza ne este returnată, cota 1.78. Anglia mie nu mi-a plăcut la acest turneu, pentru că dintr-o grupă destul de lejeră, pentru că Suedia și Slovacia și Polonia nu sunt în niciun caz trei superforțe, nici în fotbalul mare, nici în fotbalul mic, Anglia asta cam chinuit. A fost acea remiză cu Suedia. Bine, Suedia venea dintr-o postură extraordinară, era, dacă nu mă înșel, deținătoarea trofeului. A fost victoria cu Slovacia, 2-1, o victorie muncită, și un 3-0 cu Polonia, în momentul în care polonezii au forțat, pentru că era clar pentru ei se termina totul în cazul în care nu câștigau partida. Bine, sunt și o serie de argumente care ne fac să înțelegem din ce motiv Anglia a fost destul de subțirică. O bună parte dintre jucătorii care au contribuit la campania de calificare pentru european a făcut pasul către naționala mare. Dar la fel se întâmplă și la naționala germană, care are acum jucătorii la Cupa Confederațiilor. Da, așa este. Dar să știi că noi am discutat despre Germania la începutul turneului și mai pe larg. Și am spus noi atunci că Stefan Kuntz a avut în Polonia o reprezentativă formată nu neapărat din vedete, deși sunt jucători importanți aici, Weiser, Maier, Gnabry, care în sfârșit sunt deja jucători importanti, ci mai ales jucători care au evoluat în ultimul sezon și jucători care au contribuit la performanțele echipelor lor de club, încrezători, jucători care au și făcut 2 din 3 pasuri pentru naționala mare, și s-a văzut lucrul ăsta și au atins deja ținta și au atins exact țintele fixate, pentru că au trecut cu Italia și au evitat Spania. 5-0 aveau colaborat după primele două meciuri ale grupei. Eu cred că Germania e ceva mai favorită în acest meci, sau cota pe care aș fi dat-o eu Germania a fost undeva în jur de 2. Sabin, dăm voie să-ți mai spun câteva detalii. Iarăși creșteri importante de cote la aceleași pariuri. Pentru ambele marchează. Cota a crescut de la 1.76 la 1.83, mai puțin decât la meciul precedent, dar totuși a crescut. Și la peste 2.5 goluri a crescut mult, de la 1.85 la 2.10. Iată așadar niște indicii, cel puțin. Nu știu dacă sunt indicii adevărate, s-ar putea să fie indicii false.